vorbeam despre structura arborescentă a paginii web. În prima etapă am realizat paginile web și meniul de navigare care făcea legătura între toate aceste pagini astfel. De la prima pagină, cea de aici, puteam să ajung la a doua, la a treia, la a patra și așa mai departe. De la a doua pagină puteam să ajung la prima, la a treia și așa mai departe. Era prima categorie de legături, de linkuri, și anume cele reprezentate cu roșu. Abia în a doua etapă, prin inserarea butonului Home, Home, am realizat legătura între fiecare subpagină, între aceasta și butonul de index, între a doua subpagină și butonul de index, categoria reprezentată cu albastru. Ce înseamnă structură arborescentă și căi absolute, căi relative în viziunea acestei reprezentări grafice? Înseamnă că dacă în pagina activități extracurriculare am aici undeva o fotografie și există un link între ele, dacă linkul este relativ, înseamnă că oriunde aș muta întreaga structură împreună cu pagina activități extracurriculare, s-ar păstra linkul cu acest fișier inclus. Nu vom insista mai mult asupra acestor noțiuni teoretice, dar ar trebui să fie suficient ca să trecem mai departe.